Iubiți frați și surori, ne aflăm în seara aceasta la studiu biblic despre familie și, sigur, ne aflăm la penultima lecție în serialul acesta lung, poate puțin prea lung, dar uh, mulțumim lui Dumnezeu pentru că există un real și serios interes în biserica noastră pentru a avea familii sănătoase, familii puternice, familii mature și pentru asta ne rugăm și la asta lucrăm și slujim ca și pastori, ca și slujitori al lui Dumnezeu. Iar în seara aceasta vom avea Lecția despre limite. Titlul este libertatea de a avea limite, limite. Libertatea de a avea limite. Și citirea va fi din Exod capitolul 19, de la versetul 10 la 14. Exod 19 de la 10 la 14. Libertatea de a avea limite sau despre limite. Boundaries, cum ni se spune în limba engleză. Apoi am să iau o pauză, luna iunie. Um, în prima duminică din luna iunie am să fiu la Chicago, la înțelegere cu fratele Lazar. Dânsul mi-a dat această învoire și binecuvântare să fiu acolo la Biserica Betania, fratele. Luigi m-a invitat la un botez în apă, și de acolo mi-am luat bilet pentru România, pentru că e mai ieftin. Deci mi-am luat din Chicago biletul pentru România și am să plec în România și am să lipsesc o mare parte din luna iunie. Programul de studii de la București îmi cere să fiu acolo și să prezint referate, proiecte și anumite lucruri care sunt. Iar nu în ultimul rând, soția este foarte prinsă la Cluj cu remodelarea, pentru că Samuel va sta o vreme mai lungă cu familia lui la Cluj. Și totuși, și mai important și mai special, în ultimele săptămâni sănătatea mamei mele s-a degradat foarte mult, este în spital. Și doresc să fiu cu ea câteva zile. Și spun toate astea ca să ne purtați în rugăciune, să ne purtați înaintea Domnului și să vă rog frumos să vă rugați pentru noi. Iată textul din Exod. <coughs> Exod, capitolul 19, de la versetul 10 la 14. Și Domnul a zis lui Moise, Dute la popor, sfințește-i azi și mâine și pune-i să-și spele hainele. Să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va coborâ în fața întregului popor pe muntele Sinai. Să hotărăști poporului anumite margini de jur-împrejur și să spui să nu cumva să vă suiți pe munte sau să vă atingeți de poale lui. Oricine se va atinge de munte va fi pedepsit cu moartea. Nici o mână să nu se atingă de el, ci pe oricine se va atinge să-l omoare cu pietre sau să-l străpungă cu săgeți. Dobitoc sau om nu va trăi. Când va suna trâmbița, ei vor înainta spre munte. Moise s-a coborât de pe munte la popor, a sfințit poporul și ei și-au spălat hainele. Amin. Numai să citim acest text și deja um, ne punem câteva întrebări foarte serioase și profunde. Dar conceptul acesta de limite și de granițe am să-l aplic la viața credinciosului, la viața familiei, la viața copilului, la viața tinerilor și vom merge prin câteva texte și vom arăta câteva principii foarte importante pentru aplicarea acestor limite. Amintesc o vizită care am făcut-o la o familie și recent fiul lor s-a căsătorit. Am ajuns la acești părinți, am stat cu ei la masă, am avut o frumoasă părtășie și la un moment dat i-am întrebat ce face tânăra familie, cum sunt tinerii. Și s-a uitat așa la mine și a zis, care familie, ce familie? Și a zis, tânăra familie care s-a întemeiat recent de curând. A zis, ce familie? Cum? doar știți la cine mă refer. Mă refer la băiatul vostru, la soția lui, la noua familie care s-a întemeiat. Și a zis, nu frate, nu, noi suntem toți o familie. Sigur că el știa despre cine vorbesc, dar vrea să mă facă să înțeleg că nu e vorba neapărat de o entitate cu totul și cu totul separată, aparte. Și am zis, frate, Scriptura spune foarte clar că atunci când cei doi merg la altar și își promit în prezența Domnului dragostea și viața și legământul sfânt, ei întemeiază un cămin care este cu totul și cu totul distinct și, și bine, bine definit în, în planul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu. Și noi, ca părinți, nu avem dreptul și nu avem voie să ne amestecăm în viața lor. Vă rog să mă auziți bine. Am să fiu cât se poate de atent, cât se poate de fin în anumite afirmații. Nu mi stă neapărat în, în, în felul meu de a fi, de a, de a plezni sau de a lovi așa, fără milă, într-o temă sau într-o persoană, dar am să spun în seara aceasta câteva lucruri care trebuie să le spun cu multă, multă grijă și atenție, dar totuși să le spun apăsat și să le spun clar și să fie, dacă se poate, bine înțelese. Foarte multe familii în cultura română, în cultura noastră, suferă din cauza că părinții se amestecă în viața lor. Părinții nu înțeleg conceptul acesta, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și vor alcătui o entitate, o identitate, o nouă familie, cu legile lor, cu regulile lor, cu limitele lor, cu spațiul lor sacru, pe care nici măcar noi, ca părinți, nu avem voie să-l invadăm dacă suntem invitați invitați, dacă suntem chemați, dacă ni se cere o părere, e cu totul altceva. E cu totul altceva să sun și să zici, ne gândim la voi, cum sunteți, ce mai faceți, dorim să știm de voi, dorim să știm că totul merge bine, dar ca să te amesteci și să te, să te impui în anumite idei și să discuți cu el despre ea, fără ca ea să știe, sau să discuți cu ea despre el, fără ca el să știe, și să încerci să afli tot felul de lucruri, tot felul de intimități, tot felul de, de lucruri uh, delicate, și uh, face foarte mult damage familiei. Foarte mult damage. Eram student la, la București, la seminar, când... Um, Într-o biserică din București am auzit un caz foarte interesant, trist, desigur. O nouă familie se întemeiase și tinerii locuiau cu, cu mama uh, miresei, cu mama fetei. Și sigur că sora fiind văduvă și fiind singură, pentru început și pentru start, pentru... pentru Orice cum sunt tinerii, când încep, a zis: Veniți și stați cu mine. Și el, când s-a dus acolo, ginerele, s-a dus și-a luat plăcuța de pe, de pe ușa apartamentului și-a pus numele lui și a zis familia X. Soacră sa s-a dus, a luat plăcuța și-a pus înapoi și a zis e, sora X sau sora cu el s-a dus, a luat plăcuța și a pus înapoi și a zis, nu, aici locuiește familia cu tare. s-a dus, sigur, când era el la lucru, soacră s-a schimbat plăcuța, el venea acasă, găsea, iar o schimba. Vi se pare hazliu, dar din păcate, familia aceea a sfârșit în divorț. Pentru că acea mamă n-a înțeles că Chiar dacă pentru o vreme i-a invitat să stea cu ea, nu este deloc sănătos să calci limitele identității și a, a valorii, și a sacrului pe care îl are îl are noua familie. E foarte puternic cuvântul din Genesa 2 cu 24, care zice: Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevastă sa. Solomon iarăși vine cu un cuvânt de foarte mare um, avertisment și spune în Proverbe 4, cu 23, Păzește-ți inima mai mult ca orice, mai mult decât orice, căci din ea ieți izvoarele vieții. Este, dragii mei, până la urmă, o problemă de inimă și o problemă de atitudine și de cum te raportezi în inima ta la toate acestea. Dar există limite, există limite puse de Dumnezeu. Există limite impuse de Dumnezeu, există limite pe care noi trebuie să le respectăm și de care trebuie să ținem cont. Și dacă nu ținem cont de ele, ne costă foarte mult. Damage-ul este foarte mare. Ați fost probabil în Canada, ați fost probabil în Mexic. Dacă mergeți la dentist în Mexic sau aproape în Canada, sau unde până acum am fost în 29 de țări. Fie că mergi cu mașina, fie că mergi cu avionul, cu siguranță când intri în țara aceea ce se întâmplă. Ajungi la la border control, la, la un punct de de inspecție, la un punct de control, unde te întreabă unde mergi, cât stai, care e scopul vizitei tale. Dacă îi se pare că e ceva suspect, se uită în bagajul tău, te întreabă la cine mergi, ce relație ai cu persoana, dacă ai adresa, probabil că chiar să verifice. sau, Deci există în lumea aceasta limite, există în lumea aceasta foarte clar granițe și, și lucruri puse bine de tot de Dumnezeu. Știți care a fost primul nu spus de Dumnezeu? o să spuneți, nu este bine ca omul să fie singur. Nu, în Cartea Genesei, în Cartea Genesei, în capitolul 2 cu 17, este primul nu, pe care Dumnezeu l-a spus lui Adam și a zis să nu te atingi de pomul acesta. Este un nu categoric împotriva păcatului. Dumnezeu pune aceste limite, pune aceste granițe care sunt foarte importante. Când Domnul l-a chemat pe Moise, cum Moise era la munte, era eh, cu pregătirea și cu, cu eh, momentul foarte mare în istoria lui Israel, primirea legii, dar prima întâlnire pe care Moise a avut-o cu Dumnezeu este în Exod, în capitolul 3, eh, versetul 5. Zice, Moise era cioban, grijat de oi, a văzut rugul aprins. A văzut că nu se mistuie, s-a întors să vadă ce este așa special acolo că nu se mistuie rugul. Și când Dumnezeu a văzut că Moise se apropie, când Dumnezeu a văzut că Moise vine interesat, Dumnezeu a vorbit. Știți care a fost primul cuvânt care l-a spus Dumnezeu? Știți care a fost? Nu te apropia de locul acesta. Asta a spus Dumnezeu. Nu te apropia de locul acesta. Scoateți încălțămintea din picioare căci locul pe care calci este un Pământ Sfânt. Iată că Dumnezeu pune iubiți mei, limite. Ce observăm? Limitele acestea, un pic de, de lucru pe textul care l-am citit. Limitele acestea păstrează în primul și în primul rând slava lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu. Să știți că în multe biserici slava lui Dumnezeu lipsește, sfințenia lui Dumnezeu lipsește pentru că oamenii de acolo nu respectă limitele care le-a pus Dumnezeu pentru acea slavă și pentru acea sfințenie să fie respectată, să fie păstrată, să fie menținută. Fie că nu-și spală hainele, fie că nu-și repară relațiile, fie că nu-și rezolvă problemele. Și să știți că Dumnezeu, dacă oamenii sau comunitatea aceea nu respectă lucrurile acelea, Dumnezeu se retrage. Își retrage slava lui, își retrage prezența lui, își retrage sfințenia lui. Poate oamenii rămân mai departe să facă slujbe, să facă programe, să facă activități religioase, dar el se retrage. Așa spune bisericii din Efes. O biserică pe care o laudă foarte mult, dar la urmă îi spune și ce problema are cu ea și spune, dacă nu te pocăiești, am să vin și ce am să fac? Am să iau din mijlocul tău sfeșnicul. Cu alte cuvinte, am să iau din mijlocul tău prezența mea, autoritatea mea. Ce poate fi mai trist și mai grav decât asta? Un al doilea lucru care îl observăm este că limitele acestea asigură protecția credinciosului, asigură sfințenia lui Dumnezeu, asigură păstrarea sfințeniei lui Dumnezeu, respectarea și reverența față de sfințenia lui Dumnezeu, dar asigură și protecția credinciosului. Moise să nu se atingă, să nu se apropie. Să fie protejați E foarte, foarte mare lucru să înțelegem că limitele care le pune Dumnezeu ne pune să ne protejeze. De ce îi spui copilului, nu-i voie, mă, copile? Copilul nu înțelege. Și tu îi spui, lasă că o să fii mare și o să înțelegi. Dar avem probleme foarte serioase să învățăm copiii noștri ce înseamnă nu. Ce înseamnă să-i spui copilului nu? Și dacă este nu, ce înseamnă acel nu? Să-i explici, să-i dezvolți, să-i arăți, să-l înveți. Proverbe 22 cu 6. învață pe copil calea Domnului și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Da, da, învață-l când e mic învață limitele, învață sfințenia, învață ascultarea, învață ce înseamnă nu, învață ce înseamnă respectul, învață renunțarea, învață să umbre cu Dumnezeu, învață toate astea și pune anumite limite. Dacă nu faci asta, când crește mare, o să aibă probleme foarte serioase. Foarte serioase. Sunt copii care nu știu ce înseamnă nu, sunt copii care își manipulează părinții și până la urmă obțin ceea ce vor, într-un fel sau altul, și sunt părinți care nu știu să pună limite. Cum facem noi ca părinți? Zicem, oh, știi ce? Dacă mai faci o dată, asta se întâmplă, nu? Așa zicem. Îți promit că e ultima dată. Dacă mai întârzi o dată, ți-am dat ora 11, tu vii la 11 jumate, vii la 12, fără un sfert. Îți promit că dacă mai calci odată limita asta, nu mai ai telefon o săptămână, nu mai ai computer o săptămână, nu mai ai acces la televizor o săptămână, nu știu ce limite pui tu acolo. Dar e important să pui limite și să le respecti. De ce? Pentru protecție. se pune niște granițe, pune niște limite și protejează poporul cu limitele astea. Neapărat protejează-l, pentru că altfel, poporul e foarte expus. <coughs> și copii, și adulți, și oricine. De ce spunem noi în timpul, în timpul când doi tineri sunt în, 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 în logodnă, în perioada de logodnă, le spunem păstrați-vă curați, păstrați-vă puritatea, păstrați-vă mintea în Hristos, păstrați-vă, respectați-vă fizic, emoțional, spiritual. Aveți grijă cum vă purtați în locul Sunt niște limite pe care n-ai voie să le treci. Așa spune Biblia, așa spune Dumnezeu. Și e libertatea asta de a avea limite. E o libertate în care te miști, numită voia lui Dumnezeu, care te protejează, pur și simplu. A zis Iosif în Matei, în capitolul 1, a zis Păi dacă află ăștia, o să o ia pe Maria și o să... Împroaște cu pietre, nu că asta era pedeapsa. Și îngerul Domnului a venit noaptea la el și a spus: Iosif, nu te teme să iei la tine pe Maria, pentru că ce s-a întâmplat cu ea este de la Duhul Sfânt. Și spune acolo scriptura 1 cu 25, Matei, zice: Iosif a luat-o, dar nu s-a atins de ea. A zis: Există o limită. Există. O graniță. Există un punct până unde pot să merg. Noi spunem tinerilor, sau spunem în limba engleză, you know, hands off and clothes on. Hands off and clothes on. Adică mâinile să fie jos și hainele să rămână pe tine. E foarte important. O, oh, zice, suntem logodiți, ce mai. Gata, înaintea lui Dumnezeu suntem ca și căsătoriți. Nu ce, dacă n-am avut răbdare, dacă n-am așteptat. Nu. Știți ce e grav? E că dacă nu respectă limitele înainte de căsătorie, e foarte posibil că nu le va respecta nici după. Dacă nu are respectul, reverența pioșenia, sfințenia, frica de Domnul, respectul față de persoana iubită, înainte de căsătorie, e foarte posibil să nu o aibă nici după. Pentru că după când începe să vadă și slăbiciuni, și neputințe, și probleme, și greutăți, zice, forget it. nu mai am niciun respect față de tine, pentru că de fapt respectul ai pierdut înainte. Linia ai călcat-o înainte, granița și gardul ai rupt înainte. Și încă ceva, e foarte interesant ce spune textul. Putea să zică Dumnezeu, știi ce, dacă se atinge cineva de munte, va fi trăsnit pe loc. I will take care of it. Nu? Așa putea să zică. Moise, numai spune să nu se apropie, să nu se atingă, nici măcar de, de partea de jos a muntelui, arată <coughs> foarte clar care-i limita și în momentul când cineva trece limita aia, pac, e trăznit pe loc, ca și Uza sau ca și alte cazuri. Nu de data asta Dumnezeu zice altceva, zice, uh, va fi omorât cu pietre sau cu săgeți. Ce înseamnă? Ce înseamnă? Înseamnă că ei trebuiau să execute. You see? Ei trebuiau să, să implementeze. Ei trebuiau să enforce the boundaries. Ei trebuiau să, să, să păstreze. Și observați, vă rog, că nimeni n-a fost împroșcat cu pietre și nimeni n-a fost străpus cu săgeți. Știți de ce? Pentru că au avut grijă unul de altul. Când Dumnezeu le-a spus așa, nu eu am să vă transnesc din cer, ci vă pun pe voi să aplicați pedeapsa. Să executați pedeapsa capitală, imediat au zis, vai de mine, copilul meu să nu se atingă, soția mea să nu se apropie, soțul meu să nu calce linia. Au avut grijă unul de altul. Ai grijă de ai tăi, avem grijă unii de alții în biserică, în, în Casa lui Dumnezeu, avem grijă unii de alții. You see? Ce, ce face asta? Nu numai că ne protejează, mărește părtășia noastră și unitatea noastră. Mărește frumusețea unității care se creează între noi când păstrăm limitele, anumite limite care trebuie neapărat să <coughs> să, fie, să fie păstrate. Sunt patru categorii de limite. Există o limită fizică, Adică cine se poate atinge de tine, când se poate atinge de tine, cum se poate atinge de tine. Pentru că fiecare din noi avem un personal space. Personal, eu sunt o persoană foarte privată și, și I like my space și I like my, my limits. Mă uit la alții atâta hag, atâta I love you, atâta. I said... But it's not me. I said that to my wife, and I said that in private, and I said that to my kids, and I said that to my family. But and I see people hugging all the time, and I see they don't have a problem, you know, touching each other. I don't think it's right să nu ai limite. O să ziceți, oh, acum ești dur, acum ești legalist, acum ești, uh, impui niște lucruri. I think fiecare este ceva sacru despre, despre trupul ăsta, despre care Domnul spune, este templul Duhului Sfânt. Și so I think it's good to Respect that. To, to keep the limit. Există limite emoționale. I mean, o, o limită mentală. Știți ce, care este limita mentală? Că avem, avem libertatea și avem dreptul să avem ideile noastre, să avem opiniile noastre, să avem principiile noastre. Și spui, poate că nu văd ca tine, but I respect. I respect your point of view. Îți respect ideea, îți respect poziția. Trebuie să avem această reverență, această limită, acest respect. Există niște limite mentale, există niște limite emoționale. Pentru că avem emoții și avem dreptul să avem emoții și avem dreptul să ne fie recunoscute emoțiile. You hurt me! I don't like that when you do that to me. Ok. Mulțumesc că mi-ai spus. I'm sorry. Am călcat linia. I hurt you. Bă, din, unii din noi suntem ca niște buldozeri. We don't care. We just, boom. Ne ducem, cum spune Ardeleanu, ca prin mălăină ne ducem. It's not right. Există și limita spirituală. Știți care e limita spirituală? Limita spirituală este că există voia mea și există voia lui Dumnezeu. Și că n-am voie să trec limita aceea, să o respect. Asta e voia lui Dumnezeu. Mă supun. Calc pe voia mea, supun voia mea, respect voia lui, nu trec linia când el îmi spune nu trece linia. Când el îmi spune nu atinge, nu pofti. luați cele 10 porunci. O să ziceți, o, cele 10 porunci sunt standardul. Nu! Cele 10 porunci, dragii mei, sunt, sunt de fapt un standard minim de decență. Cele 10 porunci sunt un standard normal, minim, ca oamenii să poată trăi împreună, să se respecte, să își respecte proprietatea, să-și respecte aproapele, să, să se închine numai Lui Dumnezeu, să aibă ziua de odihnă, să nu poftească. Și Dumnezeu a pus niște limite în felul acesta. Patru probleme cu aceste limite. Patru maladii sau patru manifestări negative. Vedeți, ce trebuie să mai spun aici este că limitele acestea, să nu vi le imaginați ca niște ziduri imense de cetate. Sunt niște limite, sunt niște granițe, sunt niște garduri, dar trebuie să aibă gate, trebuie să aibă poartă, pentru că sunt anumite lucruri dinăuntru care trebuie să le scoți afară și sunt anumite lucruri din afară care trebuie să le, să le implementezi, trebuie să le iei. Deci să nu înțelegeți că aceste limite sunt niște ziduri imense și cei care sunt înăuntru niciodată nu pot să treacă, niciodată nu pot să iasă și cei care sunt afară niciodată nu pot să intre. Și totuși, iată patru lucruri care se întâmplă, lucruri grave. <coughs> Primul este toleranța sau felul de a spune da la ceva rău. Un fel de compliance, un fel de atitudine de, de a uh, închide ochii. Sigur că înăuntru tău, în, în inima ta nu ești de acord, dar zici o... Nu o să fac o scenă aici. Nu o să. Uh, din punct de vedere social și cultural, uh, asta este. Eu nu sunt de acord cu libertățile care le au ei, dar uh, acum închidem ochii și uh, acceptăm și spunem sau dăm impresia că suntem de acord cu un lucru negativ. Și am călcat limita. Am, ceva s-a întâmplat, ceva se întâmplă. Um, înăuntru nu mai avem compasiune față de oameni, ci înăuntru avem un fel de, de bitterness, un fel de respingere, de amărăciune. Um, dar este tendința asta o oh, să nu ne arătăm prea sfinți, să nu ne arătăm prea diferiți, să nu ne arătăm că noi suntem altfel. Nu suntem de acord ce fac ei. Nu suntem de acord cu libertățile lor, nu știu, o cultură, o, un popor, o comunitate, o familie, un grup de prieteni, nu suntem de acord. Dar acum închidem ochii și mergem înainte. A doua problemă este exact inversul. Se numește evitarea. Sau a spune nu la ceva bun. A spune nu la ceva bun, este un avoidance, a evita, a evita de a deschide ușa pentru ceva bun, care ar trebui să implementez, care ar trebui să iei. Mi-aduc aminte de un caz când vorbeam cu fratele, cu soțul acela și el era tare amărât și tare perpelit și necăjit și spunea, frate, nu știu ce să fac. Și îi spuneam, well, nimeni nu poate să invadeze uh, spațiul sacru a familiei tale, dar cred că e cazul și cred că e bine și cred că e recomandat să inviți pe cineva, un frate, un păstor, un, un consilier spiritual creștin, Zice, o frate zice, i-am spus soției că aș vrea să chem pastorul și mi-a spus așa: În momentul când chem pastorul, în momentul când vorbești cu cineva, ai terminat cu mine. Ai încheiat cu mine. Dacă cumva vorbești cu cineva, dacă cumva spui la cineva de problemele noastre, ai încheiat-o cu mine. Și zice, nu pot să spun nimic, nu pot să chem pe nimeni, nu pot să fac nimic. Adică trebuie câteodată să deschizi poarta și să vină cineva să te ajute și să chem pe cineva să te ajute. E chiar obligatoriu, chiar necesar. Această atitudine de, de, a evita, adică ce se întâmplă aici, aici ăștia sunt familii care au limite unde nu trebuie să aibă și nu au limite unde trebuie să aibă. Și spun nu la ceva bun. Că trebuie să vorbim cu cineva, Sigur că trebuie să fii foarte atent cu cine vorbești, pe cine chemi și faci un fel de triangulation, așa se numește, adică chemi o altă persoană, imediat se polarizează, persoana aia va ține cu el, va ține cu ea. De obicei, un pastor când merge, îi ascultă pe amândoi. Nu dă dreptate la unul sau la altul, se roagă cu amândoi, le arată la amândoi, încearcă să-i ajute să vadă side-ul celuilalt, dar sunt unii care pur și simplu sunt atât de private încât zic ce, nu, no, nu, no, nu. No. Nobody will ever, nici mama, nici tata, nici nimeni, să nu știe ce probleme avem și dețet. Și în momentul în care ai chemat pe cineva sau ai anunțat pe cineva, ai, ai terminat cu mine. A treia problemă este dominarea. Dominarea. Adică, a nu respecta limitele celorlalți. E un fel de controller un fel de manipulare, un fel de... Există controllers care sunt agresivi și există controllers care sunt manipulativi. Vă dau un exemplu de, de un controller agresiv, de unul care, care nu respectă nicio limită și... Uh, e apostolul Petru. Domnul vorbește de patima lui și imediat îl ia pe domnul deoparte și zice, știi ce, Doamne? Să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple una ca asta. Și Domnul îi spune, Petru, ai călcat linia. Ai depășit, ai depășit limitele. That's not your point, that's not your... Da, da, nu, nu vreau, nu o să te las, nu -o, o să accept, o să-mi iau sabia, o să tai urechile, o să... Yeah, right. Just respectă-ți limitele, respectă limita care trebuie să o respecti. Există și controllers care sunt manipulativi, care sunt foarte dibaci și fini în, în, manipulare, dar e tot aceeași problemă, că nu, respect, nu respectă limitele. Vine maică să vine taică să vine soacra, vine, se bagă, nu întreabă. Come on. Unde ne trezim? Cum se poate așa ceva? Un exemplu de manipulare, așa -i? Well, Iacov cu Esau, Ți-e foame? Ești obosit? Nu mai poți? Vrei ceva de mâncare? Here, here we go. I give you this beautiful soup, but you sign, you sign the paper. You sign the paper. The first, <coughs> the first right. Îmi dai dreptul. A patra este nepăsarea. Nepăsarea. Sunt oameni care când e vorba de limitele altora, nu au niciun fel de empathy, nu au niciun fel de sensibilitate, nu au niciun fel de compasiune, sunt, sunt total nepăs nepăsători. Sigur că atunci când e vorba de ei știu, sunt foarte selfish, sunt foarte narcisistici, dar nu le pasă de alții. Există limite funcționale și aici am o ilustrație din Luca 10 cu Marta și cu Maria. Există limite funcționale și există limite relaționale. Ce fac limitele funcționale? Limitele funcționale definesc o persoană care face foarte bine un lucru, își face datoria, își face teascul, spală vasele, grijește copiii, trimite la școală, face toate cele, merge la lucru, aduce bani acasă, își face bine geabul. Este o persoană care își face foarte bine obligațiile și proiectele și performează foarte bine. Și, și uh, teascul pe care îl are sunt aceste limite funcționale. Dar când e vorba să-și exprime sentimentele ce nu-i place, ce nu-i convine, ce îl doare, ce îl deranjează, ce o deranjează, nu poate. Are, are deficiențe, are dificultăți. Pe partea cealaltă, în cealaltă extremă, există cei cu limitele de tip relațional, aceștia au abilitatea și au libertatea să spună ce gândesc, să fie transparent, să spună sentimentele, să spună emoțiile, dar ei au carență și au problema și dificultatea că nu termină nimic. Practic, concret, nu rezolvă nimic. Nu... Ei tot timpul recunosc, tot timpul discută, tot timpul analizează, tot timpul sunt, își pun inima pe masă, da, trebuie să facem, trebuie să ne apropiem de Domnul, trebuie să avem timpul de rugăciune, trebuie să fim mai atenți cu copiii, trebuie, dar concret și practic pe ăștia nu poți să-i pui. Pentru că nu, nu vor rezolva și nu, nu vor. Cinci... Practic, ele sunt 10, dar cinci legi în ceea ce privește limitele și boundaries. Eu am să amintesc numai 5. Prima este legea cauză-efect. Legea cauză-efect. Adică foarte important este în familie, la toate nivelele, soț-soție, părinți, copii relații de biserică, relații cu prietenii, să ții cont și să știi că există această lege fundamentală, numită legea cauză-efect, legea seminței. Ce ai semănat, aceea vei secera. Nu ziceau, am semănat asta, dar mă duc că precis o să iasă, am semănat neghină, dar mă duc o să iasă greu. Nu, 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 ce ai semănat, aia o să iasă. Deci să nu cumva să te aștepți la... Well, da, dar poate că în cazul nostru e diferit, poate că nouă nu ni se întâmplă. Nu, nu, nu! Ce ai semănat, aceea ai strâns. Ai semănat respect? Vei strânge respect. Ai semănat transparență? Asta o să culege. Ai semănat încredere? Asta o să culege. Ai semănat răutate, răzbunare, mânie, atitudini nepocăite? Asta o să culege. N-ai respectat limitele, nici alții nu o să le respecte pe ale tale. O să ai probleme foarte, foarte serioase. Deci există foarte, foarte serios această lege cauză-efect. Adică e ca și, în, ca și în, 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 în lumea care ne înconjoară, lumea naturală. Există legea atracției gravitaționale, nu? De exemplu, dacă te pui greșit pe un scaun și scaunul ăla cade cu tine, nu mai depinde de tine sau n ai libertatea să alegi să cazi sau să nu cazi. Legea atracției gravitaționale te va face să cazi. O să cazi jos. Nu o să mergi în sus. Și nu o să zici, ia, eu decid altceva. Nu, nu poți să decizi altceva. Aia e legea, aia ai făcut, aia se întâmplă. Legea a responsabilității este iarăși o lege foarte importantă pentru limite. știți, mulți dintre noi avem un sindrom din ăsta mesianic. Îi spun adesea lui sora Viorica Prața, I'm sorry, nu i-am cerut permisiunea să o dau exemplu sau nu, But the multi theorya vine și zicea, "Oh, trebuie să ne rugăm pentru cotare familie, trebuie să ne rugăm pentru biserică, trebuie să ne rugăm pentru tineri." And she's she's like it's the end of the world. And it's you know, I said, "Sarah Viorica, it's it's fine. Just relax. Just relax." Nu îți state pe capul tău. Nu state. I know you're such a great woman of prayer, of compassion, of intercession and you have a prophetic ministry and all that. But you're not Messiah. Nu ție ți dat să salvezi toate familiile, să salvezi toți tinerii, totdeauna să, să mergi dintr-o consiliere în altă consiliere și and then, you, and then you are exhausted and then you are drained and then you are că avem limite. Avem limite. Trebuie E foarte important, e foarte bine să ai intervenții, să faci intervenții, mai ales când Domnul îți spune, dar e bine și să lași pe om să fie responsabil. Și să-l înveți să fie responsabil. Bun, am intervenit acum, te-am ajutat, ajutat acum, dar n-am creat o, 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 o codependență, că acum tu tot timpul te uiți la mine și zici, ok, sora Viorica, rogă te din nou, vină din nou, strigă din nou, nu dormi din nou toată noaptea, vino frate Lazar, vină frate, vino, soră, vino și scapă-ne, vină... Stai puțin... Principiul este principiul responsabilității. Trebuie familia aceea să aibă limite și să fie responsabilă pentru păstrarea și respectarea acelor limite. Limitele trebuie să fie, să fie, cum am văzut în textul de bază, să fie enforced. Și familia aceea trebuie să, să le enforce. Soțul, soția, toată familia trebuie să știe. Astea sunt limitele, astea sunt principiile, astea sunt legile din casa noastră. Astea trebuie să le respectăm. <coughs> Sigur că există textele, care le dau aici sunt Galateni 6 cu 2, zice să vă portați poverile unii altora, așa -i? Da, să vă portați poverile unii altora. Dar acolo și după aceea imediat în 6 cu 5, o să, să vă șocheze, că o să vedeți, zice, și fiecare să-și poarte sarcina lui însuși. So what? Ia, pentru că e o diferență uriașă, textul în limba greacă e total diferit. La 6 cu 2, să vă purtați poverile unii altora, e vorba de o povară în exces. E, o vor, e vorba de o povară mult prea mare pe care tu singur nu poți să o duci. Și ai neapărat nevoie de cineva să te ajute. Dar din cu aceea e, e vorba de responsabilitatea și de sarcina și de obligația pe care o ai în fiecare zi. E o mare diferență. Și e important ca soțul, soția, copiii să aibă această responsabilitate. Și să știe, astea sunt responsabilitățile, astea sunt limitele. Ne întâlnim la ora șapte pentru rugăciune. Când luăm masa, stăm toți la masă. În familia asta nu se vorbește de rău, de nimeni. Nu discutăm de alții. Astea sunt limitele, nu trecem limitele astea. Just to give you a few ideas and examples. Uh, legea evaluării <coughs> I mean, legea, le, după legea responsabilității, legea motivației. Aici uh, e foarte fină lucrarea în ce privește de ce faci un lucru. Pentru că foarte mulți dintre noi facem un lucru, pentru că vrem să impresionăm, pentru că vrem să câștigăm încredere, pentru că vrem să uh, prove că we are good people, pentru că vrem să uh, scăpăm de sentimentul de vinovăție, pentru că avem impresia că ok, m-a ajutat, trebuie să-l ajut și eu acum. Și foarte multe lucruri le facem, dar le facem din, din drive-ul ăsta, din dorința asta de a... De a motivațiile care le avem nu sunt, nu sunt right. Nu avem libertatea de a sluji. Vedeți, există o foarte mare diferență, să ai libertatea de a sluji, să slujești cu libertate și fără nicio motivație din asta că... Vreau să-ți demonstrez că s mai bun sau decât ai crezut tu. Sau vreau să-ți demonstrez că n-am uitat că mai-ai făcut bine și acum îți fac și eu bine. Vreau să scap de sentimentul de obligativitate sau de vinovăție. Vreau să. să. să vreau să-ți să câștig încrederea. Vreau să fiu. I, I want to be your friend. Or, tot felul de motivații de felul ăsta. Nu. Trebuie să slujim cu libertate. Și trebuie să respectăm limitele care sunt cu toată bucuria, cu toată libertatea, cu toată reverența și să, să fim foarte serioși cu asta. A patra este legea evaluării. La legea evaluării avem probleme foarte serioase pentru că de multe ori zicem nu o să pun limite. Pentru că atunci oamenii o să se supere. Dacă pun limite, o să zică. Cum? Cum? Adică, pe noi nu ne-au chemat. Tot timpul e subiectul ăsta. Zice, au avut o întâlnire, au avut un pari. Pe cine au chemat? Cât cu tare, cu tare. Wow. Am crezut că suntem prieteni. Pe noi nu ne-au chemat. You see? Cum? Cum au pus limitele astea? Poate că au fost întâlnire numai de familie. Poate că întâlnirea a avut un anumit specific, poate că este un motiv sau altul. Altădată zicem, nu, no, acum știi, dacă îl chem pe ăla ca să nu se supere, ce trebuie să faci? Trebuie să îl chem și pe ăla. Și vine, and I cannot stand his, his uh, attitude or her attitude, dar acum n-am ce face, pentru că dacă îl chem pe ăla și nu îl chem pe ăla, se supără. No! trebuie să ai limite și trebuie să ți le respecti și trebuie să știi că limitele. Nu o să fiu prieten cu cineva care vorbește de rău pe altul. Nu o să fiu prieten cu cineva who stabs in the back my friend or my brother. No, I'm just, this is, this is my limit. You break that limit, I'm sorry, that's it. We're done trebuie să existe niște limite. <coughs> Și aici e foarte delicată povestea, pentru că de multe ori, multe lucruri se întâmplă cu aceste best friends, familii care se vizitează, care merg unii la alții, care... Uh, N-am înțeles niciodată. Cum adică fratele ăla sună pe nevasta lui ăla îi trimite un text la 11 noaptea, how can that be okay? How that can be right? Sau merge nu știu unde și merge soția lui ăla cu bărbatul lui ăla. It's... Sau să fie într-o mașină, just cu femeia nu știu cui sau cu bărbatul nu știu cui. Not right. Nu, e posibil, nu e corect, nu e cinstit, nu e sfânt, nu e dumnezeiesc, nu e ok. Există limite. O, oh, zice, să duce cu tare să cumpere nu știu ce și sora aia tot timpul e acolo. What is sora aia doing that? Și soțul ei nu știe sau, soțul, sau soția lui nu știe ei au cafea, ei beau ceaiul, ei cu text message, unul cu altul și cu soția lui nu poate să fie transparent și să fie, să fie open și să fie intimate și să discute toate lucrurile. Dar are libertatea să discute nu știu cu cine, la serviciu sau la școală sau cu o soră din biserică. Cum să aibă libertatea asta? Nu se poate. Există niște limite. It's just not right. O să zice, o frate, come on, nu, te gândești numai la rău? Nu, nu mă gândesc numai la rău. Mă gândesc la faptul că Dumnezeu a zis asta stai limita, nu treci de ea. Odată vine un frate, it's, it's not from here, I'm trying not to give example de aici, din, din California sau din biserică. So please don't think despre cine vorbește fratele, că I'm, I'm giving you examples from all over the place necazul că ele sunt așa de common că te poți gândi în toate direcțiile. Și zic, da, unde e soția ta? o oh, soția mea a ieșit la plimbare cu cutare. Am zis, what? Eu zice, ea, yeah, ei, ei, merg, merg la plimbare seara. Și am și tu? What's wrong with you? O, zice, dar nothing happens. No, it's not right. The question is not what happens or what not happens. The question is că este o limită pe care n-ai voie să o calci, pe care trebuie să o enforce, pe care trebuie să, soții ca că așa rămâne sfințenia lui Dumnezeu în casa ta. O, zice, soția mea zice, e cam rece față de mine. Yeah, but remember că couple of weeks ago, mi a spus că merge la plimbare cu ăla. So I guess cu ăla își împărtășește greutățile, necazurile, problemele, că așa se strică oamenii de cap. Când încep să-și spună unul la altul necazurile, ia. Yeah. Oh, you know. Oh my God, el mă înțelege mai bine decât soțul meu. Wrong. Nu te înțelege. It's a trap. E o cursă diavolului. Da, dar n-am dormit. Nu ne-am culcat împreună. Nu, no, nu, no, nu. No. That's not even the point. Este o graniță pe care n-ai voie să-o calci. De ce? Ca să ții Sfințenia lui Dumnezeu în casa ta. În biserica ta, în, în spațiul tău. Ca să te protejezi pe tine, ca să, ca să păstrezi și să enforce, să, să, să implementezi, să impui. Uh, Împreună cu, cu toată familia, cu, cu soțul, cu soția. And by the way, this subiectul ăsta, o, uh, this is just a little bit, o să discutăm joia viitoare. So, it's a lot more coming about this. Apoi este legea ultima, legea expunerii. Limitele astea trebuie să fie vizibile. Trebuie să fie exprimate. Adică trebuie să, cum spune Ioan 1, 1 Ioan 1 cu 7, trebuie să umblăm în lumină. Și zice Ioan, știți, fraților, dacă umblăm în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și greșim unii față de alții și ne supărăm unii pe alții și ne necăjim unii pe alții. Dar dacă umblăm în lumină, atunci avem părtășie și sângele lui Isus Hristos ne curăță de orice păcat. În încheiere vreau să spun că lucrurile sunt mult mai serioase decât am putut eu să le, să le spun. Sunt mult mai serioase. Să întreabă pe Dumnezeu, Doamne, care sunt limitele? Întreabă pe soția ta. Întreabă pe soțul tău. Discutați în familie și stabiliți-vă bine de tot care sunt limitele pe cine chemați, când chemați, cum procedați. Nu puneți limite numai de dragul de a le pune și apoi de a le călca sau de a vă face necazul unul la altul, ci puneți-le împreună și puneți-le ca să țineți Sfințenia Lui Dumnezeu acolo, puneți-le ca să vă protejați și hotărâți-vă împreună să le, să le aplicați, să le, să le implementați și vegheați unul față de altul. Protejați-vă unul pe altul. Of course că ai încredere. Ai încredere, nicio problemă, ai încredere și trebuie să ai încredere, că dacă ai pierdut încredere, ai pierdut tot. Dar Billy Graham spune așa, zice în biografia lui, zice, nici, nici în lift n-am intrat cu alte altă femeie, numai eu cu o femeie. Sau într-o mașină. Nu am urcat niciodată cu o altă femeie, cu femeia al cuiva. David Wilkinson era chemat la ora 3 noaptea în New York. O femeie zice, sunt membru în biserica ta, <coughs> frate pastor, să veniți urgent, zice, soțul meu e foarte grav bolnav, veniți repede. La trei noaptea, omul bate la ușă la ea. Toată media, de fapt, au vrut să, uh, uh, Force Square acolo în, 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 în în cartierul, în orașul unde era biserica erau niște ganguri puternice și au venit și i-au dat milioane de dolari au zis, orice îți dăm, numai să te muți de aici și n-au reușit și atunci s-au gândit și îl compromitem îl compromitem, pur și simplu și ce au făcut? au angajat niște ziariști, niște fotografi și la trei noaptea când s-a deschis ușa la apartament o femeie goală, dezbrăcată i-a sărit în brațe și ăștia cu, cu aparatele toți, pac, pac, pac You know, the paparazzi, the media, a the... zis să-l punem la ziar. N-au putut, știți de ce? Lângă el era soția lui. Jimmy Schwager, când a fost pus la programul de rehab, a zis, am să promit soției mele că nu mai merg nicăieri fără ea, că nu mai fac o mișcare fără ea. Then he did it again. You know why? Că nu și-a ținut promisiunea. Că a călcat din nou limitele alea. E nu că n-ai încredere. Bă, faci asta pentru ca să fii sigur că Sfințenia lui Dumnezeu rămâne în casa ta. Păzește-ți inima mai mult ca orice. Faci asta ca să-ți protejezi familia, faci asta ca să-ți să, să, să protejezi copiii. Ai, există niște limite puse de Dumnezeu. Sigur că putem să ne întoarcem în prezența Lui Dumnezeu, putem să ne întoarcem în intimitatea Lui Dumnezeu, putem să ne întoarcem în grădină, înapoi, și putem să avem acces la pomul vieții. Știți cum? Pentru că Isus Hristos e ușa. El a deschis ușa. Și a zis, prin mine aveți intrare la Tatăl. Prin mine aveți intrare în grădină. Prin mine intrați din nou în spațiul safety, în spațiul protejat, în spațiul voii lui Dumnezeu, în limitele cuvântului, în limitele sfințeniei lui Dumnezeu. Nu e sfințenia voastră, sigur, e sfințenia lui Hristos. Și el zice, iau eu haina aia murdară a păcatelor tale, o iau eu și o duc la cruce. Și ție îți dau haina mea, care se numește neprihănirea lui Hristos. Adică Galateni 3 cu 27, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Adică Galateni 5 cu 16, Umblați scârmuiți de Duhul, și atunci, și așa, nu veți împlini faptele firii pământești. Trebuie să facem tot posibilul să menținem Sfințenia lui Dumnezeu în familiile noastre și în Biserica noastră. Trebuie să facem tot posibilul să protejăm familia noastră. Trebuie să lucrăm împreună la asta și trebuie să vedem ce limite a pus Dumnezeu și să le respectăm pur și simplu. Ne ridicăm la rugăciune. Ne ridicăm în prezența Domnului și dacă sunt lucruri pentru care trebuie să ne pocăim, să ne cerem iertare, să ne întoarcem înapoi la sfințenia lui Dumnezeu, la ascultare la cuvânt, la seriozitate, la, la, respect, ne întoarcem acolo unde trebuie să ne întoarcem, pentru că nu vrem, nu vrem de niciun fel vreodată Dumnezeu să spună dacă nu te pocăiești, dacă nu te pocăiești, Efes, am să vin și am să iau sfeșnicul. Noi spunem, Doamne, aprinde sfeșnicul aprinde prezența ta, aprinde Duhul tău, aprinde inimile noastre, aprinde flacăra în noi, aprinde Duhul și dorul de sfințenia lui Dumnezeu și ajută-ne, nu legalistic, nu în sensul uh, de, de, a ține sabatul numai de dragul, uh, de dragul, știu eu, legii sau a tradiției, cum făceau fariseii, nu, ci Ioan 14 cu 15. Dacă mă iubiți, Veți păzi poruncile mele. Haideți să ne rugăm să reaprindă Domnul Dragostea și față de soț și față de soție și, în primul rând, față de El și față de limitele sfinte puse de El, care trebuie să le avem și care trebuie să le respectăm. Ne rugăm.